Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 40. Armata ucraineană a reușit să elibereze complet regiunea Kiev, iar acum descoperă atrocitățile comise de soldații ruși în aceste zone. Potrivit Observator News, militarii ucraineni au descoperit cadavrele a cinci femei aruncate lângă o autostradă la 20 de kilometri de capitala Kiev. Rușii au încercat să ardă cadavrele pentru a acoperi urmele ororilor pe care le comiseseră. Civilii găsiți morți lângă o autostradă la 20 de kilometri de Kiev, sub o pătură, au fost găsite trupurile complet dezbrăcate a cinci femei pe care bărbații ruși au încercat să le ardă chiar acolo pe marginea drumului. A fost mesajul postat pe Twitter de ministrul ucrainean al apărării. Această imagine cumplită nu este singura atrocitate lăsată în urmă de armata rusă. Soldații ucraineni au găsit în Bucea, un oraș din regiunea Kiev. cadavrele a 20 de civili aruncate pe străzi. Acești oameni au fost pur și simplu executați cu un glonț în cap tras din spate. Potrivit primarului localității, unele dintre victime nu aveau mai mult de 14 ani.